Aș avea și eu niște întrebări. Domnul Gabrielescu, dacă tot sunteți acolo, încep cu asta. Funcția de la ADECO a ținut în urma unei negocieri politice cu conducerea Consiliului Județean sau v-au impus-o cei trei care au plecat acum din BNP și v-au obligat să obțineți această funcție, având în vedere faptul că eu înțeleg că aveți grijă de Pietren, de tot ce este, dar n-am văzut nicio ieșire publică în momentul în care s-a închis groapa de gunoi de la Piatra Neamț, al ADECO. Așa, ca să fie măcar puțin. Știți, asta a dus la mărirea prețurilor și la mărirea taxelor și impozitelor locale indirecte pentru Pietre. Nu știu dacă ați... Deocamdată. Rugămintea, a fost o negociere politică să ajungeți acolo? Doi, v-ați pus problema vreodată, în momentul când ați venit aici în fața, alături de niște colegi, că veți fi pus într-o situație jenantă să dați răspunsul dacă v-ați dat sau nu v-ați dat demisia de la ADECO până acum? Chestia cu șpaclu ține la constructori, da. Nu ține la electorat. Da, vă spun că la momentul respectiv a fost o propunere pe care am acceptat-o, în urma unor discuții. Care a fost miza acestei propuneri? Terminarea majorității în Consiliul Județean? Și acest lucru, dar în primul rând, încercarea de a finaliza zona 1. Domnul Gabrielescu, da. Nu ASN, nu cred că a fost interesat de zona 1, ci a fost interesat de asigurarea majorității în Consiliul Județean. Pentru asta, niște oameni au primit niște funcții. Faceți parte dintre ei? Da. Mulțumesc.